Astăzi vom vorbi despre cum mi-am gândit eu managementul tătănesei. Acum, după toate bijuliile care au fost, tătăneasa pe care eu am păstrat-o într-un colț, bine, o am prin toată grădina, dar în mare parte din ea am pus, l-am macerat mai puțin sau am pus-o la compost. Așa, și o mare parte am lăsat-o pentru semințe. Semințe pe care le vedeți cum arată aici. Sunt negre și 2-4 semințe într-o cuib. Așa, deja au fost rupte de furtună. Însă, ca să nu le aruncăm, să nu le pierdem, așa am hotărât să fac macerat aici, în roaba asta mică, pentru că pot să o pun la umbră. Mă duc în magazie să nu bate soarele foarte tare. Cu cât mă bate soarele foarte tare, cu atât miroase mai frumos, shell, mai suportabil, hai să nu zic așa. Iar aici este tătăneasa, care este franjurată de piatră, de ploi, de vânt, de... care este... Așa mă uit la ea și văd care are semințe și se văd deja, adică să fie coapte. Le opresc pentru semințe, care nu l-am macerat cu ele, sau... Ce mai vreau eu să fac o noutate, să le usuc, chite-chite, așa, să le usuc, să le ambalez și poate să le pun în magazin ca și tătăneasă uscată la o anumită cantitate, așa. Acum mi-a trecut prin cap, nu știu dacă voi reuși să îmi duc la îndeplinire. Cea mică pe care a fost prima ruptă și pusă la macerat, au dat iar din nou lujerii ăștia tineri. Așa că hai să nu pierdem deloc nici maceratul, nici o frunză. Acum să facem maceratul iar.